Bine v-am găsit, dragii mei gemeni, pe Auroscop. Vreau să aflu pentru voi un mesaj extrem, extrem, extrem de important. O discuție, un eveniment, o situație de care ar fi bine să țineți cont că se petrece în luna mai și trebuie să știți cam cum să procedați, astfel încât să nu fiți luați sau luate prin surprindere. Haideți să vedem, dragii mei, gemeni, ce vă rezervă universul, viitorul în această lună, în planul iubirii, planul afectiv relațional. De ce evenimente ar trebui să țineți cont, de ce situații ar trebui să țineți cont, etalări de conștientizare, de punere în gardă, de atenționare și de recomandare. Dragii mei, dacă aveți vreo îndoială vis-a-vis de un partener, o parteneră, un iubit, o iubită, actualul iubit, actuala iubită, în sfârșit, și această îndoială gravitează în jurul unei înșelătorii, să știți că pentru persoana la care voi vă gândiți, înșelătoria, nu, de fapt înșelătoria pentru el sau pentru ea, persoana cu care o credeați a murit. Bine, a murit, Doamne ferește, a murit emoțional. Deci nu a fost niciodată ceva serios, nu a fost nimic care să vă fi pus pe voi, să vă pericliteze reputația, aici vorbim în ceea ce privește căsniciile, este o, sau dacă s-a întâmplat ceva, ați aflat voi cumva că acea persoană avea pe cineva sau s-a introdus într-o relație, a fost o relație care a murit din fașă. Adică nu s-a întâmplat nimic, n-a mers mai departe, nu a fost consumată la nivel fizic. Nu s-a întâmplat nimic între aceste două persoane sau, dacă s-a întâmplat, relația a murit, a dispărut, deci nu mai este cu nimeni și vreau să subliniez că lucrul acesta se întâmplă sau s-a întâmplat sufletește, adică sufletește n-a fost nimic. Și cred că există și o plăcere a revederii. S-ar putea să vă facă foarte mare plăcere să vă revedeți cu o persoană care a renunțat la ceva, la cineva, gândindu-se la voi. Adică persoana asta la care voi, pe care voi vă aveți în minte a ales multe lucruri, a făcut multe lucruri, a întreprins multe lucruri cu gândul la voi. De a nu vă face rău, de a nu vă periclita reputația și așa mai departe. Există revedere, s-ar putea să vă revedeți cu această persoană care este, mă scuzați, care este singur sau singură, este burlac. Imediat revin. Ok, așa printre telefoane. Există o promisiune pe care o să vă facă această persoană, Remus, poate să fie vorba despre acest prenume, poate să fie vorba despre persoane cu litera P, foarte mult, cu N, cu L, Lucreția, cu B, cu I, cu O. Există o promisiune pe care o să vă facă. Asta înseamnă că există varianta începerii unei relații pe termen lung, revenirii și implicării unei relații pe termen lung cu promisiuni, cu legăminte mai mult din câte văd și încearcă pe cât posibil să reînvie, să fie o speranță, să aducă speranța în inima sa, să vă facă să-l iubiți sau să o iubiți din nou. Există și anumite renoiri de jurăminte, deci la gemeni, spre deosebire de tauri, probabil că se schimbă în ideea în care persoana asta își dorește să-și facă planul pe termen lung. Exact ceea ce spuneam, acest 10 de cupe, de fapt, ne vorbește despre perioadă de fericire, reîntregirea familiei, revenirea în familie, construirea unei case, unei familii, oficializarea unei relații. Avem un săgetător, un scorpion, un balanță, pești, de asemenea, poate luați contact cu aceste persoane. Este vorba despre familie, de copii, de reuniuni, de
Planul pe termen lung, stabilitate și securitate. Mariaj. Adică la voi, fără doar și poate, cred că după o... Sau dacă ați avut un conflict destul de major, conflictul ăsta se rezolvă și a fost menit să vă consolideze relația. Cam atât, dragii mei gemeni. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă pup, vă iubesc. Aveți o lună mai absolut minunată. Cu încredere și gemenii sunt oricum așa, e mai negativiști și, mă rog, măsoară de mai multe ori până tai o dată. Nu e cazul. Chiar vă iubește, cred. Pa, pa, vă pup și eu vă iubesc.